decisiv. Dacă va fi nevoie, România ar putea găzdui refugiații din Ucraina. Președintele de Apărare și Siguranță Națională din Senat susține că trebuie să ne pregătim pentru provocările imediate, iar țara noastră ar trebui să asigure cazații, spații de cazare, rezerve de hrană și personal sanitar specializat pentru a face fața fluxului de migranți dacă situația escaladează în Ucraina. Două tabere pentru refugiați sunt deja amenajate în comuna Hilișeu din Botoșani. Primăria din Hilișeu, județul Botoșani, a identificat două zone în care poate amenaja tabere pentru refugiați. Terenurile respective au acces la apă și curent electric. În plus, există și clădiri unde sinistrații pot lua masa sau se pot caza. În școlile care le-a modernizat mobilier și în rest, spațiu ca atare poate fi amenajat ca un fel, avem chiar, deținem noi paturi suprapuse, saltele, sursă de încălzire, iar în celelalte locații se pot organiza bucătăria și locul pentru igienă personală. Și mai avem o locație în satul Iezer, terenul de sport, așa zis, micul nostru stadion. Aproximativ 150 de refugiați ar putea fi găzduiți în caz de nevoie în cele două locații din Hilișeu. Se poate organiza o sală de mesă în căminul cultural din apropiere, care are o capacitate de 150 de locuri pe scauni. În sat, localnicii sunt și ei dispuși să cazeze refugiați din Ucraina. Bătrânul Ioan, de 80 de ani, se oferă să primească în casa lui până la 3 familii. 3 persoane cap sigur aici, nu? Exact. Lumina iese, sobă iese pentru foc. Chiuvetă, tot ce trebuie. Exact. Aici tot cameră, aici caz eventual, așa mai pot să mai găzduiesc. Și aici, și aici. Pregătite sunt și autoritățile în cazul în care conflictul din Ucraina va escalada. Trebuie să avem spații de cazare, rezerve de hrană, personal specializat pentru eliberarea actelor necesare refugiaților și personal sanitar în centre de tranzit. Trebuie să avem spații de cazare, rezerve de hrană, personal specializat pentru eliberarea actelor necesare refugiaților și personal sanitar în centre de tranzit.